Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Mărturisirea păcatelor. Ne-am oprit la mărturisire din mai multe motive. Studiind pe rând diferite fapte ale firii pământești, să punctăm faptul că este necesar să le mărturisim și într-un mod biblic, pe de o parte, iar pe de altă parte, având în vedere că și stăruința continuă și este nevoie ca să fim eliberați pe deplin și pentru totdeauna de orice urmă de păcat prin mărturisire. Mărturisirea păcatelor cuprinde identificarea păcatului, dacă se poate, prin propria ta ființă. Citim în cartea Levitic, capitolul 4, versetul 23, unde este scris că dacă o căpetenie face un păcat și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă. Deci, indicat ar fi ca cel care face păcatul să ajungă să-l descopere el, să și-l identifice singur. Dacă nu și-l poate identifica singur, atunci cât este adus în față de alții, citim în Ioan capitolul 4, când Domnul stătea de vorbă cu samaritanca la fântână, 4:19, ea l-a recunoscut și a spus: Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc, că mi-ai spus și așa este. Deci fie că îl descoperi personal, fie că atunci când ești sesizat, constați și ești informat și realizezi că este păcat, trebuie să fie mărturisit. Pe lângă această identificare, mărturisirea mai cuprinde o adâncă smerenie, coborâre în inima omului. Aceasta, ca să poți te mărturisești, trebuie să te smerești, și ca mărturisirea să fie eficientă, de pe o poziție de mândrie, de pe o poziție de ușurătate. Așa spus, întreacă un păcat, nu am putea spune că suntem eliberați de el. Și trebuie spus cu durere, așa cum spune psalmistul, că mă doare pentru păcatul meu. Putem aminti acest lucru din Levitic, capitolul 26, versetul 40, unde este scris: și își vor mărturisi fără de legile lor și fără de lege părinților lor călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit păcate din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și i-am adus în țara vrăjmașilor lor, și atunci inima lor neteată împrejur se va smeri și vor plăti datoria fără de legile lor. Deci o mărturisire adevărată presupune o smerenie adâncă. Și mai adăugăm un verset din 1 Împărați, capitolul 8, când spune Solomon în rugăciunea sa, versetul 47: dacă se vor coborâ în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine, dacă îți vor face cere în țara unde sunt duși robie și vor zice: am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Deci, cu ocazia mărturisirii, omul trebuie să se coboare în sine însuși, să recunoască cu adevărat, cu durere și tristețe, ceea ce a făcut. Să vedem acum care sunt avantajele acestei mărturisiri, cât de important și ce importanță are înaintea Domnului mărturisirea. Mai întâi, de ce nu se mărturisesc oamenii? Câteva motive biblice pentru care oamenii își ascund păcatele lor. Oricum, să știți, Domnul nu are nevoie de spusele noastre. Citim în Ioan 2:25 despre Domnul Iisus, unde este scris: și nu avea trebuit să-i facă cineva mărturisiri. De fapt, Dumnezeu n-are nevoie să-i povestim noi, că El știe mai bine ca noi ce am făcut. Noi uneori nici nu știm ce am făcut, ce greșeli am făcut, dar Dumnezeu știe exact. Mărturisirea n-are un rol și o importanță, în primul rând, pentru Dumnezeu, ci asta e importantă pentru noi, ca persoană, să fim eliberați. Oamenii nu se mărturisesc, dacă o luăm încă de la primele pagini ale Bibliei, în Geneze 3:10, a spus Adam. El a răspuns: ți-am ascuns glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol, sau altfel spus, pentru că păcătuisem. Dar frica l-a scăpat aici pe Adam, el tot a trebuit să mărturisească. Pentru că mai degrabă sau mai curând tot va trebui să ne întâlnim cu Domnul la judecată și să spunem ceea ce am făcut. Un alt motiv este că oamenii prin mărturisire se tem că pierd anumite avantaje materiale sau de altă natură. În 27 Geneza, când a fost întrebat Iacob de către Isaac, tu ești, după ce l-a întrebat odată, au mai povestit puțin, și acum l-a întrebat a doua oră, să vadă între timp, sau am zice noi, să vedem, nu s-a trezit Iacov. Și citim în 27:24, Isaac a zis: tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: eu sunt. Deci de ce nu s-a mărturisit Iacov aici?
când a reluat Esau această situație. Pentru ca să nu piardă avantajul binecuvântării. Oamenii se pare că uneori dacă păcatele lor sunt cunoscute, nu mai sunt botezați, nu mai sunt promovați în slujbe, știu eu, nu mai sunt primiți ca atare. Și se tem că pierd anumite avantaje. Oricum, ei tot le vor pierde, mai degrabă sau mai târziu. Dar cu cât te mărturisești mai degrabă, cu atât pierzi mai puțin, chiar dacă este vorba să pierzi ceva. Un alt motiv este că oamenii nu fac aceasta din rușine. Citim în Proverbe 14:34 unde este scris: neprihănirea înalță pe un popor. Normal că dacă ai făcut un lucru bun, nu ți-ar fi rușine să spui. Dar păcatul este rușinea popoarelor. Oamenii din rușine evită să spună ce au făcut. Dar mai mare rușine trebuie să fie de ce am făcut. Nu să spunem ce am făcut. Și un alt motiv care este mai demonic decât toate de până aici este că oamenii nu se mărturisesc din duh de răzvrătire, de împotrivire. Citim în cartea lui Maleahi, deschideți aici, vă rog, împreună cu mine, pentru că vom mări câteva versete. Acest proroc al Domnului îi provoca la o mărturisire, să se coboare în ei înșiși și să recunoască niște adevăruri. Și uitați noastră, este scris de câteva ori în cartea lui Maleahi aceleași expresii. Versetul 2. Cu ce ne-ai iubit? Întoarcem pagina. Versetul 6, la sfârșit. Cu ce am nesocotit noi numele tău? Puțin mai târziu, capitolul 2, versetul 14. Pentru ce? Apoi, versetul 17. Cu ce l-am obosit? Capitolul 3, versetul 7. În ce trebuie să ne întoarcem? Versetul 8. Cu ce te-am înșelat? Versetul 13. Ce am spus noi rău împotriva ta? Deci, oricum vrea prorocul să-i toarcă și pe partea și pe alta, dar ce am făcut noi rău? Dar ce e asta? Vedeți? Această împotrivire dintr-un duh anume. Să nu recunoști nimic. Dar ce am făcut? Dar ce e rău în asta? Dar cu ce sunt mai buni alții? Vedeți? Această învârtire așa în sens demonic, numai să nu te pui în poziția în care să ți se vadă păcatul. Numai că Dumnezeu, citim aici, că nu i-a lăsat. Și le-a dovedit că lucrurile nu le merg bine și că oricum, dacă nu se vor mărturisi, tot nu vor ieși lucrurile bune în final. Acestea sunt câteva motive pentru care oamenii nu se mărturisesc. Să vedem care ar fi avantajele dacă ne vom mărturisi. Citim în Ioan 8, de la versetul 31-34, un avantaj potrivit căruia, dacă ne mărturisim, vom fi eliberați. Nimeni nu va fi grațiat de Dumnezeu dacă nu se mărturisește întâi. Scrie aici, de la versetul 31, dacă rămâneți în cuvântul meu, stați în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul o face slobos. Dar ei nu vreau să mărturisească. Auzi ce spunea versetul 33. Noi suntem sămânțiul lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. De ce să fie robii tăi? Noi nu suntem vinovați. Noi n-am fost robi nimănui. Versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al... Vreau să-i conștientizeze că ei sunt robi și că Fiul omului vrea să-i libereze. Asta e avantajul mărturisirii. Dar ei nu vreau să recunoască și atunci au spus: Domnul, veți mai rămâne mai departe în robia voastră. Și puteți spune mai departe că sunteți fiul lui Avram, dar voi de fapt sunteți robi. Pentru că nu vreți să recunoașteți această robie ca să vă pot elibera. Că Fiul omului a venit pentru cei pierduți. Și numai cei bolnavi au trebuință de doctor. La ceilalți ce să le facă? Un alt avantaj al mărturisirii este faptul că mărturisirea suspendă pedeapsa sau, dacă este în curs de execuție, o întrerupe. Citim scris în 2 Samuel, capitolul 14, după ce David a făcut numărătoarea, Domnul a lovit cu urgie poporul, a văzut David păcatul. 24:17. David, văzând pe îngerul care lovea pe poporul, a zis Domnului: iată, am păcătuit, a început să mărturisească. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta se îndrepte împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. Și versetul 25 ne spune: atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Această mărturisire a lui David, această interpunere a lui, a oprit urgia lui Dumnezeu. Sau dacă ne mărturisim la timp, pedeapsa poate să fie și suspendată. Depinde dacă vom accepta lucrul acesta. Aceasta este ceea ce spune Pavel lui Timotei, 1 Timotei 5:24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Dacă ne vom face de cunoscut păcatele, la judecată ni se acordă circunstanțe atenuante deosebite. Dar celor care își ascund păcatele, nu doar că nu-și va propășire, dar și la judecată vor fi pedepsiți mai rău decât ceilalți. Și un copil în familie, dacă vine și spune ce a făcut și îl vezi că plânge, cât ai fi poate de supărat, oricum îi diminuezi ca să nu zice că este un suspens total pedeapsă. La fel o face și Domnul. Ca dezavantaje, ce dezavantaje o să avem dacă o să ne mărturisim? Am putea să amintim că va trebui să ne zmerim. Asta e dezavantajul de bază. 1 Samuel 15:30. Saul se tot învârtea, spunea să nu spună Samuel la popor ce a făcut, să treacă să-l cinstească în fața bătrânilor. Saul a zis iarăși: am păcătuit, dar acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu.
Acesta e dezavantajul. Trebuie să te smerești. Că se aude, că nu se aude. Acum noi mergem pe principiul biblic, că cel care te mărturisești nu spune la nimeni. Și în această situație tu te smerești doar în fața lui, după ce te-ai smerit întâi în fața Domnului. Dar să presupunem că pe undeva se aude acest păcat. Ca mai știu și alții, cumva se aude. Și atunci trebuie să te smerești puțin, dar mai bine o astfel de smerenie decât să rămâi încărcat cu acel păcat. Un alt dezavantaj ar fi faptul că oamenii sunt pasibili de anumite pedepse umane. Citim în 1 Împărați 1 cu 51, de exemplu, dacă cineva ne se mărturisește un lucru grav în biserică. Bineînțeles că nu mai putem să-l punem direct la anvon să predice, nu? Deci o anumită pedeapsă poate să suporte dacă se mărturisește. Dar pedeapsa aceasta nici nu echivalează nici pe departe cu pedeapsa care i-o vom da noi ca oameni sau alții ne-o vor da nouă dacă află fără să mărturisim și nici pe departe cu pedeapsa care o dă Domnul când intră el la judecată. Vă amintiți-vă ce spunea David: Doamne, nu intra la judecată cu robul tău. Citim în 1 Împărați 1 cu 51, Adonia s-a mărturisit într-un fel anume la Solomon și scrie aici: au venit și au spus lui Solomon, iată că Adonia se teme de împăratul și s-a apucat de coarnele altarului, motivele pentru care nu se vrea să mărturisească, se temea înainte. Și a spus: să-mi jure împăratul azi că nu va omorâ pe robul tău cu sabia. Și atunci a spus Solomon. Solomon a spus: dacă va fi cinstit, un păr de pe cap nu-i va cădea. Dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Deci anumite pedepse trebuie uneori să se administreze. De fapt, nu pedepse, un fel de disciplinare. Dar aceasta este un minim, ca și la o sentință judecătorească. Una e să primești minimum și poate cu suspendare, una e să plătești la termen o amendă și o plătești iarăși redusă, și alta să o lași și să se adune și să te încadreze la un articol mai grav și să mai fi și recidivist pe deasupra. Deci toate acestea, chiar și din punct de vedere omenește, ne învață cum ar fi mai bine. Haideți să vedem acum cum trebuie să se deruleze o mărturisire a păcatelor. Când trebuie să mărturisească omul? Cum trebuie să mărturisească? Ce cuprinde o mărturisire în întregime? Și cui trebuie să te mărturisești? În primul rând, când trebuie să ne mărturisim? Descrieți la Genesa, capitolul 4. Aici, Cain este imediat după jertfa care a adus-o el împreună cu Abel. Și Dumnezeu a venit la el și l-a întrebat, în versetul 6, Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pus omor în fața? Eu cred aici că Domnul l-a provocat pe Cain la o mărturisire. A spus, pentru ce? Dar uitați, Cain n-a răspuns. N-a vrut să colaboreze cu Dumnezeu. De altfel, Cain nici după ce a omorât pe Abel, l-a întrebat Dumnezeu în versetul 9, unde e Abel? Nu știu, sunt eu păzitorul lui. Eu cred că și Cain ar fi trebuit să mărturisească acest păcat atunci când a fost la nivelul minții, a gândirii, înainte de a-l comite. Timpul cel mai optim ca să mărturisești un păcat este când îți vine doar în gând, când este în fașă, până n-a pus să-l faci. Sau într-o fază cât mai de început. Dacă te mărturisești că nu mai începe diavolul să cuibărească, dacă te duci la medic când nu mai începe o infecție, când nu mai începe problemele la stomac, după ce stai, ai ulcer, știu eu, la cât, ce fază, după ce lucrurile se complică și omul la care te duci, nu știu, cu mai puțin te poate ajuta. În orice situație, cât mai degrabă trebuie să ne mărturisim. Până nu apucăm, bine ar fi să comitem ca și Cain, până e doar undeva la nivelul gândirii, când Domnul ne sensibilizează. Apoi, un alt moment în care trebuie să ne mărturisim este la botez. Este scris în Matei 3 cu 6, că atunci când predica Ioan Botezător în pustia iudei, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați din Iordan, pentru că sunt unii care au comis păcate până acum, ei vin la botez. Biblia spune, în Fapte 17, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dar la botez faceți curățenie până la dușumea tot. Nu mai lăsați nimic. Frații, știu, au fost experiențe negative când oamenii au ascuns păcate și n-au avut propășire. Și au mers cât au mers, poate câteva săptămâni, câteva luni s-au prăbușit. Și mai și este atunci când ești întrebat, da, de cutare lucruri ești vinovat? Și l-a ascuns. Asta e chiar de tot o vinovăție înaintea Domnului. Deci la botez să ne despovărăm de orice. Un alt moment în care trebuie să ne mărturisim este în situații de boală. Citim în Iacov, capitolul 5, versetul 16, după ce spune mai sus că dacă este ceva bolnav, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unul pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Deci caută-ți omul, dacă se poate, un om neprihănit, căruia de fapt să-i te mărturisești. Un alt moment în care ar trebui să ne mărturisim, citim în Esra 10 cu 11, este atunci când descoperi un păcat. N-ai fost conștient de ce ai făcut.
Ai fost orbit. Sau cineva ți l-a spus, l-ai descoperit singur, sau ca și samaritean ca animal 4, cineva ți-a spus, băi, cu tare lucruri pe casă, Domnul s-a descoperit printr-un cuvânt de prorocie sau prin scripturi sau la o predică. Când ai aflat și ești conștient că e păcat, atunci trebuie mărturisit. Citim în Ezra 10 cu 11, fiilor robilor s-a spus că faptul că s-au încuscrit cu alte popoare străine este un păcat. Și este scris aici, versetul 10 și 11, Ezra s-a sculat și le-a zis, ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Și ce le spune? Mărturisiți-vă acum. Cum a intervenit un păcat? Atunci. Acum mărturisiți-vă acum. Înaintea Domnului Dumnezeu părinților noștri și faceți voia Lui. Depărtați-vă de popoarele țării. Deci nu doar înaintea Domnului, rețineți. Pentru că ei au spus, dar totul a răspuns, trebuie să facem cum ai zis, dar poporul este mare la număr, vremea e ploioasă și nu se poate să rămână afară. Deci mărturisirea aceasta cerea timp, trebuia să se facă înaintea celor de acolo. De altfel, aceasta nu este treaba de o zi sau două, să rămână totuși cu petenie în locul întregii adunări și toți în cetățenii noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpul hotărât, fiecare la mărturisire. Deci, în primul rând, am citit în versetul 11, înaintea Domnului mărturisirea și apoi fiecare când este chemat, ca și cum am chemat noi la comitet, mă unii se sperie de cămăruța asta la comitet. Las că o să vă speriați noastră de sala judecată din ceruri. Sau de unde o să fim judecați, dacă de asta aveți frică. Măcar că nu cred că am dat o palmă niciunul la nimeni, nici n-am pușcat pe nimeni, nici nu v-am înaintat acte mai departe de anchetare, dar diavolul. Diavolul să vă spune. Deci zic că asta e cea mai mică sală de judecat. Nu dă nimeni cu acel băț în masă, nu îmbrăca nimeni cu o robă așa judecătorească. E cea mai ieftină posibilitate. Deci acestea sunt momentele principale în care trebuie să ne mărturisim. O dau întrebare, cum trebuie să ne mărturisim? Vine câte un frate, câte o soră, spune, nu știu cum să încep. Că asta e rău că nu știu cum să încep. Exact cum a fost, sau dacă nu, de unde îți amintești? De la coadă la cap să spui doar tot ce a fost. Sunt lucruri care atunci când le basculezi, nu neapărat poți să le basculezi cum le-ai încărcat. Important e să nu mai rămână nimic. Dacă le dai drumul, să le dai drumul. Citim în Cineză 3 cu 13, i-a spus Dumnezeu la Adam când o păcătui prima dată cum să mărturisească. Uitați cum a învățat Dumnezeu pe Adam să mărturisească. Foarte simplu. Domnul Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Adică exact ce ai făcut, spunând exact ce ai făcut. Și nu numai atât, mai citim în 4 cu 6, încă un alt aspect a mărturisirii. 4 cu 6. Pentru ce te-ai mâniat? Nu doar să spui ce ai făcut ca aspecte de suprafață, să spui de ce ai făcut așa, ce te-a mânat din interior? Păi frate, uite, am furat 1000 de lei. Ia să vedem de ce ai furat-o. Ai furat-o că n-ai vrut să mănânci? Ai furat-o că ai vrut să-i răsplătești la înapoi că și l-ați furat ție cândva 1000? Sau ai furat-o că ai vrut să joci la lotona? Deci trebuie să spui motivul interior, nu numai ce ai făcut. Și pentru ce ai făcut așa? Pentru că asta contează în primul rând rădăcina, că dacă smulgem noi pe deasupra buruienile și rămân rădăcinile, imediat vor crește altele în loc. Deci ce ai făcut și pentru ce ai făcut așa? Apoi, citim în Roman 2 cu 15, cum ar mai trebui să ne mărturisim? Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. În tot ceea ce cugetul și gândul te apasă, te acuză, ca un judecător intern, spune exact după cum îți dictează cugetul și gândul. Vă spune, da, vedem Psalmul 19 cu 13, Doamne, iartă-mi păcatele, chiar și de neștiință și mândrie și celelalte. Dar exact cum îți spune conștiința, conștiința spune, dar noi știți cum mărturisim? Noi mărturisim uneori așa, pe felie, așa, știi? Și dacă e caz, vedem că nu ne trece beteșugul, atunci mai intrăm în constrat mai jos. Și dacă mai sunt probleme, mai intrăm încă unul mai jos. Deci când facem curățenie, până la nivelul cugetului, cât ne spune. Asta înseamnă să fim foarte sinceri. Îmi spunea recent un frate, a mers cineva să mărturisesc, cu o bucată de vreme, merg la mărturisire din nou. Și spune, frate, vreau să mărturisesc că la lista aia ce m-a avut-o cu păcatele și la punctul 2, la punctul 5 și la punctul 7 v-am mințit. Dar frate, zice, acum, de unde știu acum la care punct mă mai minți? Deci dacă nu suntem sinceri la mărturisire după cum cugetul și gândurile ne spun, atunci după ce o facem? Nu? Asta e pentru că o facem înaintea lui Dumnezeu, nu? Ori Dumnezeu nu știe, cum citeam din Ioan 2 cu 25, Domnul de fapt nu are nevoie de mărturisire, asta pentru noi are valoare. Dar când o mărturisim, suntem conștienți că Domnul cunoaște exact totul ceea ce am făcut. Apoi, plângeri 3 cu 39, Ieremia, un alt aspect al mărturisirii păcatelor, biblic și indicat, fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Dacă le mărturisești în funcție de gravitatea lor cu lacrimi, este cu atât mai bine. Înseamnă că te-ai coborât, înseamnă că ești undeva în vale și bine, nu de sus, de pe culme. Dacă te-ai mărturisit cu durere, nu mințând și plângând, atunci
Eu cred că este o mărturisire care va fi primită înaintea Domnului. Domnul să primească pe cei care se mărturisesc. Apoi, ce ar mai trebui să cuprindă pe lângă această spovadă a cuvintelor ceea ce am făcut? Ce mai trebuie să cuprindă, de fapt, o mărturisire? Citim în Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de lege, nu propășește, dar cine le mărturisește și... Deci, lângă acest spus, nu e suficient doar să spunem, chiar dacă am spus, spune sincer. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de... Deci, lângă mărturisirea păcatului, trebuie abandonarea celor stări și fapte care ne-au adus în comiterea acestor păcate. Să renunțăm totalmente la el. De aceea este indicat un om când merge la mărturisire să se hotărească definitiv, să o rupă cu acele lucruri. Apoi, mai citim în Numeri 5:7, de să-ți mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat. Imaginați-vă că cineva, știu eu, fură 1 milion și merge imediat și găsește unul din ăsta care primește repede mărturisiri și ieftin și nu dă înapoi chitanți. Frate, am furat 1 milion. Foarte bine. Ține-și numele ta în numele Domnului 100.000. Ce am rezolvat cu asta? Deci, ai furat 1 milion, te-ai mărturisit și dai 1 milion înapoi, numai cu dobândă, spune aici. Adăugând a cincea parte, 20% era dobândă atunci. A cincea parte, se dea acele față de care s-a făcut vinovat. Deci, alături de mărturisire, trebuie să despăgubești persoana în cauză, potrivit cu prejudiciul care i-l-a dus. Și Biblia ne spune încă chiar în plus să o facem. Aceasta ar cuprinde o mărturisire completă. Apoi, citim în Matei 6:12, având în vedere că noi greșim reciproc unii altora, când ni se mărturisesc oamenii, este necesar și nevoie să ne iertăm unii pe alții. Spunem noi în Tatăl nostru, versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum iertăm și noi greșiților? Nu știu. Când cineva ne mărturisește ceva, este absolut indispensabil și pentru el și pentru mine, ca să-l iert. Dar dacă nu mi se mărturisește să nu-l iert, aici nu spune Tatăl nostru, și dacă vine și mi se mărturisește, să-l iert. Spune, dacă mi-a greșit, să îl iert, că nu tot îți pocăi și vin să se mărturisească. Sau până nu vine să mărturisească, eu nu-l iert și o câștigat diavolul pe două părți. Dacă nu-l ierți, atunci nu știu exact ce duc ne călăuzește. Apoi, un alt lucru care trebuie să însoțească mărturisirea ca să fie completă, citim în Proverbe 11:13, cine umblă cu bârfel de pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios, cine ți s-a încredințat? Confidența unei mărturisiri. Cine primește mărturisiri și nu poate să-și țină gura, nu poate să țină ceea ce i s-a încredințat, este mai bine să nu mai primească mărturisiri. Să se mărturisească el și dacă plasa ta e spartă și alții țin lucrurile în mâini, păi, frate, bagă-le aici, ca pe le ducem amândoi. Păi, tu lasă-le și le arunci ei pe jos atunci. Sau mai bine ție și le mâini, cum le pot ei? Decât să le bagi în plasa mea dacă plasa e mai spartă și noi mergem unde să le ducem. Deci este absolut necesar. Nu doar ca următorii să mai aibă încredere. Da, dacă noi le spunem la alții, ne împovărăm și noi cu un păcat și în loc să ajutăm acea situație, vor afla și alții, își va pierde nădejdea, se va face așa o veste în jur. Și în această privință vă dau un îndemn. Uneori frații din conducere, vedeți că mai mut așa pe câte unul, nu că rotim cadrele, da? Face cum scrie în Biblie, că Dumnezeu pune mai înalt, pune mai coboară, dar Dumnezeu nu face asta de trecere de vreme. O face că e cazul pe unul să-l înalțe și pe altul să-l coboare, o face cu motiv. Uneori mă acționăm și noi, potrivit cu nivelul nostru. Și poate din biserică, câte unii spite, de ce a făcut așa? Mă, ce vrei să spune de la amvon și a făcut tare și a făcut tare? Deci nu cereți explicații la mărturisirea iurea, la ce nu se poate, la ce nu-i cazul, și nu răspundeți vonuri neadevărat. Ai ce a făcut tare? Da, ai fost să vezi, ai de la cineva mărturie adevărat? Deci să nu fim altfel de purtători de bârfel și de veșerele. Mărturisirile au regimul lor special, nu se eliberează duplicat după mărturisiri, este cu un singur exemplar, de unde altul? De la Dumnezeu, la evidență. Deci să înțelegem niște lucruri pentru ca o mărturisire să-și aibă rolul ei și locul ei în popor și în biserică. Domnul să ne dea înțelepciune. Apoi, după ce am învățat cât de bine trebuie să ne mărturisim, cui să ne mărturisim? Sunt 3 subiecți cărora trebuie să ne mărturisim. În primul rând, lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 1, stă scris, versetul 8. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri.
și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El, adică Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Rolul principal, primul la care trebuie să ne mărturisim, este Dumnezeu. Ca să ne ierte, să ne spele, să ne acopere păcatul și să ne primească din nou părtășie cu El. Spune Isaia 59:1-2, păcatul nostru e pun în despărțire și ne ascund fața Lui. O zi despărțire de noi și El ne împiedică să-L vedem, să colaborăm, nu ne poate ajuta. Deci în primul rând trebuie dărâmat zidul acesta între noi și Dumnezeu, mărturisindu-ne Lui. Apoi, mai trebuie să ne mărturisim celui ce i-am adus vina, împotriva cui am păcătuit. Dacă n-am păcătuit decât împotriva Domnului și nu a fost nimeni, atât ne mărturisim Domnului și celor care slujesc. Dar dacă spuneam acea vină cu 1000, i-am furat-o, acum nu mă duc și eu pun sub telefon și Doamne ajută. Acum mă duc și spun, frate, uite ce ți-am făcut, sau unchiule, sau rudenie, uite de la dumneavoastră am luat 1000. Ce s-a întâmplat acum? Păi, acum m-am pocăit. Auzam recent un bătrânel, spunea duminică, un caz, Bărânul Ceaușescu, o femeie ducea lapte la colector și laptele erau de anumită grăsime, știu, 2 sau câte era acolo. Și la un moment dat, urgent, saltă vreo 5-6 linii peste. Și întreabă la ce, ți-ai schimbat vaca? Ce, nu mi-a schimbat stăpânul și acum nu mai bag apă în lapte. Acum m-am pocăit. Deci trebuie să mărturisim și celor pe care i-am înșelat. Credeți că Zacheu a trimis anonim la aia care i-a înșelat, nu? De unde e asta? De la Domnul. E în numele Domnului, probabil. E în numele tău, pentru păcatul tău. Nu e în numele Domnului. Deci trebuie neapărat să rezolvăm cu cei în cauză. Dacă nu rezolvăm cu ei, n-avem liniște. Nu avem liniște. Poate e un lucru minor. Și nu stai nimeni în capul. De regulă smărunțușuri. Pentru care dacă ne mărturisim la ăla, la fratele sau la sora, că uite ce am vorbit noi de ea și au auzit aia la altă, frate, uite, eu mă mărturisesc că am vorbit de rău, du-te spune ei. E bine că mi-a zis, du-te spune și ei. Frate, dar e prea de tot, trebuie să mă plec cumva prea jos. Nu, dacă nu te pleci pe acolo, nu poți să intri în cer, n-am ce să faci. Deci, ca să fie diavolul demascat și altădată să nu-ți mai ardă să păcătuiești la fel, du-te, coboară-te. Și spune soțului, soției, fratei, surorii, vecinului, colegului, cine ar fi, profesorului, du-te spune și lui ce ai păcătuit împotriva lui. Citim din Biblie. Citim în Luca 15, cu versetul 18. S-a întors fiul ispitor înapoi. Și auzi ce spune el. Cui trebuie să te mărturisești, spune el. 15:18. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Doamne, am păcătuit și David. Nu mai a găsit pe Nathan la cine să mărturisească. Și spune, Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, că Nathan acum murise. Dar când trăiești ce-i în cauză, când se poate rezolva o problemă, este absolut necesar să le spunem și lor, Domnul, să ne dea harul acesta. Mai vă dau un exemplu din Biblie. În cartea Filimon, acel rob Onisim fugise de la Filimon. Și după ce l-a întâlnit undeva pe traseu, misiune pe Pavel, s-a pocăit, Pavel îl trimite la Filimon. Îi trimite cu o scrisoare și măcar că aș putea să sporoncesc, te rog, uite, pentru ăsta care ți-a fost nefolositor. De ce credeți că l-a trimis Pavel pe Onisim înapoi? Ca să dea Onisim dovada în fața stăpânului de sclav de la care fugise el, a pocăinții lui. Putea Pavel să trimite Onisim, dar mai tu la ăla. Mai în altă parte, că te trimite în lucrare, dacă tot vrei și mă ascult să te duci undeva. Du-te acolo ca să corectezi dechea greșeală. Aceasta este foarte important. Exemple am putea să dăm multe în această privință. Poate fiecare are în viața lui. Când ce efect a avut și la persoana care a auzit și în viața ta, când ai spus persoanei în cauză, uite, ce am făcut împotriva ta. Ne smerim. Și dacă e cazul, purtăm și o pedeapsă, dăm și o dobândă, dar am scăpat. Nu este ușor, nu? După ce un copil, de exemplu, a furat ceva de la un coleg de-a lui. Măi, mai bine să-l bați, mai bine să nimeni dai bani de bomboane și nu știu ce, tot trimestru. Numai să nu-l trimiți la ăla, știi? Față de părinții lui, poate să spună, uite. Știi, sigur că plânge. Dar nu plânge că-l doare, plânge că eu lui, știi? Să storce acolo, știi? Și curge din el. Dar lasă curgă ca e de curs. Deci, Domnul să ne dea harul acesta, să ne putem mărturisi ca atare. Haideți să luăm și câteva exemple biblice. Mai întâi, păcate ascunse.
păcate ascunse pe care am vrut să le mărturisesc. Am citit deja din Geneza 4 de Cain. A întrebat Dumnezeu, ce vrei să faci? Nimic. Ce ai făcut? Nu știu. Sunt eu păstorul, fratele meu, Geneza 4:9. Ce a spus Dumnezeu? Eu știu ce ai făcut. Sângele l-a strigat la mine. De acum uite care ți este pedeapsa. Păcatul tot a fost descoperit. Un alt păcat ascuns. Geneza 31, versetul 34. Rahela fură idolitatului său Laban, minte, și ascunde pe motiv că n-ar fi la ea. O sucește așa. Și nu-și mărturisește păcatul. 31:35. Domnul meu, să nu te super, nu pot. A căutat peste tot, dar nu i-a găsit. Și a ascuns păcatul. Ce a zis Iacov? Versetul 32. Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Știți că în Geneza 35 a murit Rahela, nu? Acum, socotiți-mi asta, ce putea păți Rahela dacă spunea? La Iacov era dragă, nici nu o bătea, cred. Tatăl sus, ce crezi că putea face cu ea acum? De ce să-i mea fac? Îi lua înapoi ea. Deci eu fura Rahela. Deci cine deții? Probabil se temeau, căci frații ei vor lua moștenirea și cine deținea zeii familiei avea un drept special la moștenire. Și ea s-a încadrat la ceea ce a făcut bărbatul ei, Iacov, în Geneza 27, când nu și-a mărturisit păcatul, ca să nu piardă avantajul, de aia nu și-a mărturisit păcatul. Dar nu i-a fost de folos asta, pentru că Dumnezeu i-a spus lui Laban noapte, vei să nu-i spui o vorbă, nu Dumnezeu i-a păzit averea lor, a păzit îngerul Domnului care i-a spus noaptea, să nu te atingi. Iacov a spus să moară la cine a fost Dumnezeu. Vă spuneam, ce putea păți dacă se mărturisi? Dar mare lucru nu putea păți, o rușine bună. Dacă nu ce a pățit, a plătit cu moarte. Un alt păcat acoperit, Iosua 7. Știți că și Cain, puțin mai târziu, a fost ucis și el de către urmașul lui, de către Lameh. Iosua 7 cu versetul 11. Deci nu știu exact în ce împrejurări, Iosua i-a întrebat dacă au păcătuit, dacă au furat sau nu. Și scrie aici, Israel a păcătuit, a călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Deci această minciună presupun că a fost întrebat, poate s-a strigat în tabără, a furat cineva ceva împotriva poruncii Domnului? Și l-a spus nu. Sau poate nu a spus nu, a trecut din gură. Nimeni nimic. Acest păcat ascuns tot a trebuit să iasă la iveală prin sorți și pedeapsa care a fost? Moarte. Și tot trebuie să-l mărturisească, auziți? Versetul 20. Acan a răspuns lui Iosua, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului. Iată ce am făcut. Măi, Acan, dar n-ai putut să spui înainte, mă, dacă tot te-o păcălit diavolul, ți-o lua mințile să iei aia, că nu de foame ai luat-o, ci de poftă ce ți-a fost, de ce n-ai spus când te-o întrebat, mă? Nu spui acum, cu 5 minute înainte de a te omorâ cu pietri. Deci tot vom ajunge, spunea Domnul Iisus în Matei 10, nu-i nimic ascuns care să nu iasă la iveală. Acan, de ce n-ai spus când a trebuit? Treaba ta. Acum pedeapsa capita. Deci, la fiecare din aceste păcate ascunse, pedeapsa a fost moartea. Să luăm acum păcate ascunse așa de jumătate. Mă spuneam că nu lasă plugul până jos. Așa numai pe deasupra. Citim în 1 Samuel despre Saul. Știți, el tot călca porunca Domnului. Dacă când era vorba să mărturisească, 1 Samuel 13:11, Samuel a zis, ce ai făcut? Adică altfel spus, mărturisește exact cum a fost. Ce ai făcut? Atâta, nimic altceva. Saul a început așa, când am văzut că poporul se duce de la mine și am văzut că nu m-a râs și m-am apropiat și tu n-ai venit și știți, motivație și de asta am învârtit așa. De aia și de aia și până acolo și nu chiar până acolo și puțin mai târziu, 15:13, ăsta era Saul când se mărturisea. Numai să nu-l fi avut la mărturisire că nu știa ce a făcut. 15:13. Samuel s-a dus la Saul și Saul a zis, fii binecuvântat, Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Frate, ai păcătuit? Nu. Dar ce se aude acolo? Poporul, știi? Poporul m-a ispitit ăștia la azi și așa am păstrat ce-o fă mai bun. Păi ce-a zis Domnul? Și în final, ca să nu se aleagă cu smerenia și cu rușinea, iau zice ce spune în versetul 30. Saul a zis iarăși, când Samuel era proroc, care cum nu spunea Saul, cum îl descoperea Samuel prin Duhul Domnului? Dar nu a fost și asta? Nu a fost și asta. Și în final îi spune Saul, pentru că de fapt el ăsta era, de aia se ascundea. Am păcătuit, dar te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor, în loc să fi zis, măi Samuel, dă-mi acum o lecție, cum n-ai de la nimeni de când ești, să înveți tot poporul de la mine, dă-mi o lecție, să nu mai ascundă păcatul ăștia în Israel, că tot ținea neamul lor și să văd o împărăție. Eu n-o vrut. Nici lecție pentru alții, nici împărăție pentru el. Și-a ascuns păcatul și a fost lepădat de la fața Domnului. Tot așa le învârtea. N-am făcut. Și cinstește-mă, să nu cad. Și în final tot n-a scăpat de... Cel mai bine ar fi fost dacă se mărturisea.
Haideți să vedem acum un alt tip de păcate. Păcate mărturisite în forță, de silă ca de voie bună. În Mica 17:2, avem pe un tânăr care a furat ceva din familia lui și a auzit pe mama sa cu blăstemat și la ea are frică de blăsteme. S-ar putea să prinde ceva dacă îți vinovați. Și a zis aici, în judecător 17:2, Mica, el a zis mamei sale, ci 1100 de sichii de argint care ți s-au furat pentru care ai blestemat, auziți, el spune motivul pentru care, ai blestemat, de ce se mărturisește el? Pentru care ai blestemat, chiar n-auzi urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Să facem și noi așa cu cineva? Ia jur aici înaintea Domnului că n-ai făcut așa. Și când am zis, am ajunge cu vorba pe la pedep, să spune, stai frate să-ți mai spun ceva. Asta ar fi un păcat mărturisit în forță. Nu este cazul să se apeleze la astfel de mijloace. Un alt păcat mărturisit în forță, a 2 Samuel, capitolul 19. Știți, când a fugit David de Absalom, Samuel a luat pietre, a aruncat țărână în văzduh și striga, fuș, că ești un om al sângelui. Se întoarce David înapoi și acum Shimei și-o bănuit el că nu-i prea bine. Și 19:19 e scris și a zis împăratului, s-a închinat să nu țină în seamă Domnul meu de nezirea mea și uite la robul tău, se uite pe robul tău că te-a ocărât în ziua când împăratul Domnul meu ieșea din Ierusalim, să nu țină în seamă împăratului lucrul acesta, că robul tău mărturisește că a păcătuit. Dar măi și mei, dacă vrei tu să mărturisești, trebuia să treci și tu Iordanul, mai acolo să mărturisești. Nu acum când împăratul se întoarce cu toți ostașii în jurul lui, ia uite ce spune mai departe. El era cu ostașii pe lângă el și i-a zis unul dintre ei, nu trebuie oare să moară și mei? Ce am eu cu voi, fiți eroi? Urgent îl terminau. Deci nu mărturisiți din acestea în forță când se află ce ai făcut, când știi că acum pedeapsa e pe tine. Asta e o mărturisire în forță. E cam tardivă, e cam târzie, nu știu dacă e sinceră. Nu e indicat o asemenea mărturisire. Dar să luăm și câteva mărturisiri cu adevărat recomandate de Biblie. 1 Samuel 7, poporul păcătuise. Și a lăsat Samuel până să ajungă așa într-o postură bună pentru mărturisire. Și scris aici în versetul 2, că își trecuseră 20 de ani. Deci toată casa lui Israel a plâns după Domnul, dar vrea să treacă și la noi atâția ani, cum zice David în psalmul 32, câte vreme am tăcut, vrei să ni se uște oasele? Și așa să-l încezim, așa să stăm, așa n-avem propășire, unii plâng, alții postesc, alții, cam psalmul 38, au dureri din pricina păcatilor lor, alții nu mai știu ce să creadă, așa să stăm? E cazul, stăm 20 de ani și doar să ne vină anii mărturisiți să înceapă, ne curgă lacrimile. A început să plâng și a zis, dacă vreți toată inima voastră, scoateți afară Dumnezeii străi. Citim mai apoi, strângeți pe tot Israelul, eu mă rugat pentru voi. Și i-au spus versetul 6, zic, când am păcătuit împotriva Domnului, i-au spus lui Samuel, uite ce scoatem afară și ce dăm. O mărturisire care a fost urmată de o victorie categorică, acea victorie de la Ebenezer când au pus piatra împotriva filistenilor, pentru că a fost o mărturisire adevărată. Să spună tot ce a făcut, să îndeparte efectele răului, să plângă totodată, să se mărturisească și înaintea Domnului și înaintea slujitorului Dumnezeu. Un alt exemplu este al lui David. David s-a mărturisit în mod deosebit și a adresat acea scrisoare, psalmul 51, către mai marele cântăreților, spunând ce a făcut și Domnul i-a spus prin Natan, 2 Samuel 12, Domnul te iartă, nu vei muri. Un alt exemplu, în cartea Genezei avem un Abimelec. Aici este un caz deosebit, știți? Avram a prezentat pe Sara ca fiind sora lui, Abimelec a dat-o de nevastă, dar exista un aspect aici. Era exact în acea perioadă de un an când Dumnezeu îi promise lui Avram și Sara în Geneza 18. A spus la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Și diavolul chiar acum o potrivit să o ia altul de nevastă. Numai că Dumnezeu, ca să nu fie lucrurile perturbate, nu i-a îngăduit lui Abimelec să trăiască cu ea. Și citim, în versetul 4, Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu pare chiar și un om nevinovat? Deci Abimelec s-a mărturisit înaintea Domnului, atât am făcut. Nu mi-a ascuns el că se soră sa, Dumnezeu zice, știu că a lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Uitați, Abimelec s-a mărturisit exact când trebuia înainte de a comite păcatul. Pentru că a fost într-un fel pe fază de ispita care era să vină. Și o mărturisire la timp, mai întâi înaintea Domnului, dar nu e suficient asta. Să fi spus la Sara, plecați întreabă, mai se audă ăștia să mai știe ce am făcut. Spune apoi, versetul 10, Abimelec a zis lui Avram, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Îi spune Dumnezeu în versetul 7. Acum Domnul acestuia nevastă înapoi, el este proroc și se va ruga pentru tine. Deci spune lui Avram ce ai făcut, Avram se va ruga pentru tine, intermediarul care trebuie să se roage pentru tine. Și spune lui Avram, și apoi versetul 14, repară greșeala. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabi, le-a dat lui Avram și a dat înapoi pe Sara nevasta sa. Deci te mărturisești lui Dumnezeu, celui care se roagă pentru tine, repar greșeala. Dacă se poate, dai și ceva în plus, orice cât ai dat în plus, orice dobândă ai dat, tot nu-i mult pentru un păcat, că plata păcatului este moartea. Adică cine n-ar prefera în loc de pedeapsa capitală să dea o amendă? Cine ar prefera? Pe oricine ar prefera să dea o amendă, dar cât tăi, nu? Viața e mai scumpă decât orice. La fel, nu mai cităm,
Este vorba de Zacheu în Luca 19, care nu numai că s-a mărturisit Domnului, dar a spus, mă duc și repar greșelile, fiecare pe unde a fost, dau înapoi. Și și el a spus că dă mai mult. Mai mult. Pentru că s-o putea că mântirea care a primit-o este mai importantă. Un alt caz, Iov 42, prietenul lui Iov, și cu ce o păcătuit este împotriva lui Iov? Cu vorbele. Tare aș vrea, atunci când ne prindem, nu urechile, limba, când ne prinde limba pe la situații din astea, ia uite ce spune Dumnezeu în Iov 42:7, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi. Pentru că n-ați vorbit așa drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 biței, 7 berbeci, duceți-vă la Iov, aduceți-l de tot pentru voi și robul meu să se roage pentru voi. Păi după câte discursuri au ținut ei, numai de o penitență din asta nu mai le ardea. Se meargă acum să-i spună Iov, uite, noi am păcătuit, aducem o ardere de tot, tu să te rogi pentru noi, noi ne-am mărturisit și Domnului și spune mai departe, și numai în vederea lui nu mă voi face după nebunia voastră, numai dacă vă duceți la el vert. Dar Doamne, ne mărturisim ție, tu știi, mai mergem acum la el. Nu, 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 trebuie să mergi de-apă la și la Iov. Și numai atunci, și Iov a înțeles, asta aș vrea să nu uităm fiecare dintre noi, că oricare vom fi și în postura și să mărturisim și să primim mărturisiri. Dacă nu, ca oameni în slujbă, dacă nu, vom primi mărturisiri celor care au greșit împotriva noastră. Citim în versetul 9, s-a dus și a făcut cum le spuse Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui, putea să spună Iov, dar nu mă mai rog acum pentru voi. Iov s-a rugat pentru ei, dacă vine cineva și spune că a păcătuit, nu-l mai lovi și tu. Da, ai văzut ce rău ești. Nu mai fă o greșeală, fii om cu minte. Dacă ăla a fost trezit de Dumnezeu să vină să ți se mărturisească, de nu de față plânge un pic pe ascuns, dar plânge de bucurie că a câștigat Domnul o victorie. Roagă-te pentru el, ca Domnul să-l ierte, nu-i mai ține în seamă, că de ce ne rugăm noi, Doamne, iartă-ne precum iertăm. Dacă în felul acesta le faci, unii se mărturisesc, celor în cauză, celor care au greșit, noi ceilalți iertăm, urgent scăpăm de păcate. Și Domnul lucrează. De dacă nu, astea formează un zid suficient ca Domnul să nu lucreze și între noi să fie ziduri. Și imaginați-vă cum arată o biserică, ziduri sus, ziduri pe aici, aia e pușcărie, nu-i biserică. Aia e pușcărie, oameni care nu se mărturisesc. Un alt exemplu, ultim, fapte 19, acei oameni care se îndelinciseră cu diferite vrăjitorii și fac aici o paranteză, în mod deosebit, dacă ați avut de face în viața dumneavoastră cu probleme de genul ăsta sau v-ați implicat chiar în citirea unor cărți de vrăjitorie, de astrologie, de câte toate, neapărat este important și necesar să vă mărturisiți și să distrugeți toate acele obiecte. Fapte 19 cu 18 și 19. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și nu numai atât, și unii de cei ce făcuse vrăjitorii și-au ars cărțile și le-au ars, le-au dus și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de argint. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Dacă nu ne mărturisim, o să rămânem păcătoși cu conștiința încărcată și la judecata de apoi o să fim pedepsiți cu moartea. Că un păcat cât de mic, dacă îl lași, aduce moartea. Într-o barcă, nu trebuie să faci o mare gaură. Numai atât, dacă câte un pai din ăla care beau copiii suc. Suficient, ca în câtva timp, poate în câteva zile, dacă nu în câteva luni, se pătrundă apa în barcă, să o ducă la fund. Dar oricât de mare ar fi o greșeală, pentru Dumnezeu nu sunt păcate mari. Dumnezeu, dacă e cazul, nici nu mai pune petece. Pune un burduf nou. Și acolo nu o să intre apă și o să țină vinul care curge de la Dumnezeu de sus. Dacă nu ne mărturisim, citim un cuvânt din Geneza 42, ce a pățit frații lui Iosif? La 17 ani l-au vândut pe Iosif, deci avea 39 de ani Iosif aproximativ. Deci imaginați-vă 20 și de ani, o stat cu conștiința încărcată și după 20 ceva de ani, ce credeți că a scăpat așa, crezi că de la sine? Astea se uită? Astea nu se uită. Astea mor și nu le uiți. Geneza 42, cu versetul 21 și 22. Eu răzis atunci unul cât altul, că la alții nu vreau să le spui. Nu am vrut, nici la tatăl său. Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Eu știu că trebuie să vină un necaz peste ei. Și la orice spunea, pentru aia îi, că nu ne-am mărturisit și n-am spus. Rubin a luat cuvântul și a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o spate de înlegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat, acum iată ne se cere socoteală pentru sângele lui. Am auzit recent un caz într-un sat și pe câțiva i-au luat comuniștii proaspeți de atunci, pe un tată l-a dus și a făcut vreo 6 ani de închisoare. Băiatul lui a stat ascuns pe câmp până toamna. Dacă nu mi-ar fi povestit oamenii care îi cunosc și cu toate datele și persoana trăiește și astăzi nu-i credeam. A stat ascuns până toamna, apoi aveau, ei știu eu ce grajduri, cum a venit de lor, cu păpușori, cum sunt pe acolo, așa, și a stat acolo, avea ca o catacombă.
Stătea acolo ascuns, stătea vreo câțiva ani ascuns acolo, n-avea decât tatăl său și mama sau nu știau alții nimeni. Ăștia care mi-au povestit erau vecini cu ei. O să se mireau că seara aducea fânul acasă și pe din asta tot era băgat în pod. Dar numai în urmă au realizat ei. Și în fine, o stată stă ascuns acolo, că după aia aveau doi câini, așa, și mai intra și în casă și făcea uneori treburi. Dar când se apropie cineva, el avea o trecere prin spate și mergea în ascunzătoarea lui. Până în 70 din 47. În 70, la moartea lui mama, s-au ieșit în costum național, toată lumea s-a speriat mai tare de el ca de mort. Și au mers seara la poliție și s-au predat cu taică-su și i-au spus că de tată-su, băi, ai fost mai rău decât toți comuniștii, că ăștia după 10 ani nu-l mai pedepsau. Și tu l-ai ținut 23 de ani acolo. O să că nu era trecut la față, dar a spus că era adunat puțin de spate și așa avea o privire puțin cam animalic, așa știți, tot pe furiș. Vedeți, așa sunt oamenii care nu se mărturisesc. Stau ascunși în catacomba lor. Am citit despre un om că a fost în Florida, trebuia să fie judecat și a fugit ascuns și a stat în păduri până la bătrânețe. Și la o lună de zile după ce a plecat, ăștia l-au grațiat. Și putea să vină în libertate. Dar a stat ascuns în păduri într-una. Așa sunt oamenii care nu se mărturisesc. Le este frică de orice umbră. Da, dacă vine, da, dacă mă prind. Dar după ce ai spus, ce ai, totul este liber. Aceasta e greșeala dacă nu ne mărturisim. Dacă ne mărturisim, 1 Ioan, capitolul 1, spune aici acest apostol al iubirii, de la versetul 7, dar dacă umblăm în lumină, după cum ne este lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă ne mărturisim, este credincios și drept să ne ierte. Dacă ne mărturisim, Dumnezeu ne iartă de orice păcat și ne dă părtășie cu El și cu toți ceilalți. Numai așa vom câștiga părtășia cu Dumnezeu și cu frații. Numai așa vom putea să facem parte din trup al Domnului, din biserica sa. Domnul să ne sprijinească la toate acestea. Să ne dea lumină și pricepere, să ne mărturisim înaintea Domnului, că are o mare importanță. Și Domnul așa a hotărât să lucreze față de noi, încă din Vechiul Testament, cât până la sfârșit. Cine își mărturisește păcatul, să lasă de el capătă îndurare. Doamne, dă-ne îndurarea Ta. Dar știm că ne-o dai în felul scris în Scripturi. Domnul să lucreze mai departe. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.